Muzeul Bucovina organizează în perioada 2-21 iulie, între orele 10 și 14, la Muzeul Satului Bucovinean din Suceava, cea de-a 21-a ediție a atelierului de creație Micii Meșteșugari. Copiii cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani cu înclinații artistice se pot înscrie la ateliere precum pictură pe sticlă, încondeierea ouălor, prelucrarea artistică a lemnului, modelaj, lut și cusături. Atelierele dispun de câte 25 de locuri fiecare. Coordonatorii atelierelor sunt profesori, meșteri populari, artiști plastici și muzeografi. Înscrierile se pot face la Hanul Domnesc, Muzeul de Etnografie, taxa fiind de 30 de lei pe copil. Data limită pentru înscriere este 30 iunie. În intervalul 2-21 iulie, Muzeul Bucovinei, ca în fiecare an, organizează pentru copiii între 10 și 16 ani atelierul Micii Meșteșugari, anul acesta aflat la 21-a ediție. Este un atelier cu o adresabilitate destul de largă, vorbind de atelierele pe care noi le punem la dispoziție și în același timp, pe lângă ateliere, copiii se familiarizează pe de o parte cu ceea ce înseamnă un muzeu al satului, pe de altă parte cu patrimoniul existent într-o astfel de unitate muzeală. Sigur, pe primul plan rămâne atelierul propriu-zis, și meșteșugul pe care îl dobândește mai mult sau mai puțin de la caz la caz. Evident, ca și ceilalți ani, noi îi așteptăm pe toți cei care doresc să se apropie de un meșteșug tradițional și să petreacă, de ce nu, 3 săptămâni în Muzeul Satului Bucovinean.